Bine v-am găsit! Vă salută și prietenii mei, Maria, Ioana și Andrei, elevi în clasa a treia, la fel ca voi. Tocmai au finalizat un proiect interesant și sunt dornici să vă prezinte modul în care au reușit să anunțe acest proiect, să-l promoveze și să comunice rezultatele obținute tuturor participanților. Proiectul inițiat de clasa lor se numește Cărți care mi-au rămas mici și au fost invitați să participe toți elevii școlii. A constat în donarea de cărți pe care copiii le-au citit deja și care nu mai sunt potrivite vârstei lor, dar care ar fi pe placul elevilor din clasele pregătitoare. Astfel, în sălile de clase ale micilor școlari se vor crea biblioteci cu cărți frumoase care să îi îndemne la lectură. Pentru a pune ideea lor în practică, a fost nevoie de anunțarea și de promovarea proiectului, iar la finalul acestuia de comunicarea rezultatelor obținute. Maria, Ioana și Andrei au format echipa care s-a ocupat de toate aceste acțiuni. Au hotărât să utilizeze ca mijloc de informare fluturașii. Nu acele insecte cu aripi colorate și nici mingi de badminton. Este vorba de foi mici, cam de dimensiunea unui plic, pe care au scris texte scurte însoțite de imagini sugestive potrivite. Să observăm fiecare fluturaș în parte. Maria a realizat primul fluturaș cu scopul de a anunța proiectul Cărți care mi-au rămas mici. După cum observăm, în textul ei apar informații despre felul proiectului și numele acestuia, un îndemn adresat celor care doresc să doneze o carte, precum și perioada și locul unde se adună cărțile. Enunțurile sunt scurte, clare, concise, iar imaginea completează mesajul. Pe perioada desfășurării proiectului, sarcina Ioanei a fost să le reamintească elevilor de donații, să îi încurajeze, adică să promoveze proiectul. Fluturașul realizat de ea păstrează elemente pe care le-am întâlnit și la fluturașul anterior, dar și un mesaj emoționant prin care se dorește sensibilizarea posibililor donatori. Oferă și tu în dar o carte unui mic școlar. De asemenea, a introdus și o informație legată de timpul avut la dispoziție pentru donarea de cărți. Proiectul s-a finalizat și a sosit momentul ca rezultatele acestuia să fie comunicate tuturor participanților. Iată fluturașul realizat de Andrei în acest scop. Aici, el a enumerat tot ceea ce s-a obținut în urma derulării proiectului. Au fost donate 352 de cărți. Au fost create 3 biblioteci în 3 săli de clasă. De cărți vor beneficia 66 de viitori elevi din clasele pregătitoare. La proiect au participat 14 clase din școală. Dincolo de numere, există satisfacția muncii împlinite, bucuria de a dărui și dragostea pentru lectură. Așadar, am văzut 3 moduri în care a fost utilizat fluturașul ca mijloc de transmitere a unor mesaje. Să reținem câteva aspecte importante. Fluturașul conține un mesaj scurt, clar și concis, însoțit de o imagine sugestivă și are scopul de a informa, de a promova, de a comunica rezultate. După modelele oferite de Maria, Ioana și Andrei, încearcă și tu să creezi fluturași ce pot fi utilizați în diferite scopuri. Succes!